Igor Dodon, dar dumneavoastră, veți candida sau nu la funcția de președinte la Republicii Moldova în cazul în care alegerile prezidențiale vor avea loc ca și ultimele, deci poporul să aleagă? Gheorghe, noi o să decidem la, cu colegii. Eu știu că o să răspund acest lucru. Noi să facem primii pași acum cu modificările în statutul partidului, programului politic. Noi trebuie să vedem în decurs, să înțelegem în decurs de 2-3 luni cum vor avea loc aceste alegeri? Când vor avea loc aceste alegeri? Deci așa am spus când m-am adresat la Curtea Constituțională pentru a reveni la alegerea președintelui țării în toamna anului 2024. Și sper că argumentele noastre să fie auzite. Eu cred că șansele sunt mari. Deci totul depinde când și cum vor avea loc aceste alegeri. La sigur pot să vă spun un lucru. Că Partidul Socialiștilor va avea candidat la funcție de președinte al țării. Eu consider că ideea consolidării, și am spus acest lucru și altor forțe de opoziție, apropo, ideea consolidării tuturor în jurul unui singur candidat de opoziție, da? Ați văzut că se discută, să facem un candidat, să găsim un candidat unic și toate partidele să ne consolidăm în jurul unui candidat. Eu cred că aceasta va fi cea mai mare greșeală strategică. Și vă spun de ce. Alegeri locale au arătat că Maia Sandu poate scoate din campanie electorală cu zi înainte de alegeri. Prin regimul situației excepționale. Ei au scos cu zi înainte de turul întâi în alegeri locale, au scos 8.000 și ceva de candidați. Oare dumneavoastră credeți că dacă Maia Sandu o să vadă pericol din partea unui candidat unic al opoziției, nu o să-l scoată din campanie? Vă dau 1.000.000% că-l scoate. De ce? Opinia noastră este că trebuie să meargă mai mulți candidați, dar să meargă toți. Să fie o înțelegere între toți candidații că obiectivul nostru este să dăm jos pe Maia Sandu. Nu ne atacăm între noi, va fi dificil, că unii deja s-au pornit în campanie electorală și mă atac. Nu ne atacăm între noi și indiferent cine va ieși în turul 2, va fi susținut de toate forțele de opoziție împotriva Maia Sandu. Astfel de abordare va fi corect. Pentru că dacă va fi scos, de exemplu, nu știu, Dodon din cursă, da? Chicu, cine mai sunt acolo? Totuna mai rămân candidați unde noi putem să ne consolidăm toți ca să o dăm jos Maia Sandu. Dar dacă o spunem de start toți numai pe unul, ați înțeles. Cozi înainte de alegeri l-o scos și s-a terminat. Și o să iasă la alegeri 20%, 25% și mai să fie aleasă și să meargă înainte. Și nu o să uite absolut la nimic. De ce? Răspuns la întrebare. Socialiștii vor avea candidat? Poate fi Dodon sau nu? Poate fi Dodon candidat? O să decidem la competența Consiliului Republican. Când o să ne determinăm legal în perioada electorală, dar noi o să dăm un mesaj, un semnal mai înainte, eu cred că noi în 2-3 luni trebuie să înțelegem când și cum vor avea loc alegerile. Și pe urmă o să ne determinăm și o să spunem la oameni, uite, noi avem așa candidatură. Campania, da, o să fie peste, alegerile o să fie peste 7-8 luni, peste un an, dar candidatul nostru este acesta și el începe pre-campania de consultare cu cetățenii Republicii Moldova. Acest lucru va fi.